Bună! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube! În episodul de astăzi vreau să-ți arăt ce cărți mi-am cumpărat de Black Friday. A trecut ceva timp de la ultimul clip despre cărți. Sper să-ți placă, să te inspire, să găsești ceva util în el. Ok, cu ce carte să încep? Cartea femeilor care merită mai mult. Despre cartea asta am aflat destul de recent. Numai cu vreo lună am mers la un eveniment pentru femei și acolo am primit o foaie A4 cu un fragment din această carte. Mi-a plăcut acel text și am întrebat-o pe cea care a organizat evenimentul din ce carte este. Așa că acum am găsit la reducere și am cumpărat-o și eu. Autoare de bestseller New York Times și psiholog de renume internațional, Dr. Shefali le învață pe femeile din lumea întreagă cum își pot depăși temerile și iluziile, cum se pot elibera de așteptările societății și cum se pot întoarce la sinele lor autentic pentru a trăi o viață conștientă și împlinită. Uite că am găsit și textul pe care l-am primit la acel eveniment. Este cea la începutul cărții. O să citesc puțin din el. Vine o vreme în viața oricărei femei când scapă de vechile obiceiuri, cum scapă de pantofii vechi din dulap. Când dă foc listei cu lucruri care trebuie și cu obligații și când așteptările imposibile sunt aruncate la gunoi. Vine o vreme în viața oricărei femei când acceptarea de către ceilalți, odinioară lucru prețios, se transformă în mărunțiș pe fundul portofelului, când vânătoarea după celălalt este înlocuită cu vânătoarea după sine și când tentaculele parentale ale cutumelor nu-i mai definesc adevărul. Cred că e o carte foarte faină, abia aștept să o citesc. Dacă e cineva pe aici care a citit-o, aștept păreri în comentarii. Următoarea carte este scrisă de un autor pe care îl apreciez foarte mult, Gabor Mate, și cartea se numește Mitul Normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Suntem binecuvântați cu o oportunitate importantă în acest moment. Renunțând la miturile toxice ale deconectării de noi înșine, ale deconectării de ceilalți și ale deconectării de planetă, putem aduce concepte despre ce este normal și ce este natural, puțin câte puțin, mai aproape unul de celălalt. Este o sarcină pentru veacuri de acum înainte, una care poate răscumpăra trecutul, poate inspira prezentul și ne poate îndrepta spre un viitor mai luminos și mai sănătos. Aceasta este cea mai mare provocare a noastră, dar și cea mai mare șansă pe care o avem. Rămân în domeniul dezvoltării personale și următoarea carte este Terapie 1-1 cu sinele tău, de Raluca Anton. Pe Raluca Anton o ador pur și simplu, o urmăresc de multă vreme. Cred că am ascultat tot ce am găsit cu ea pe YouTube, atât pe canalul ei, cât și emisiunile și podcasturile în care a fost invitată. O să citesc puțin de pe coperta cărții. De ce fac alegerile pe care le fac? Oare de ce am ajuns în punctul de azi al vieții mele? Care este motorul care mă împinge să fiu cine sunt? Totul începe cu povestea vieții tale. Terapie 1-1 cu sinele tău este o carte călăuză prin care psihologul Dr. Raluca Anton te însoțește pas cu pas în spațiul propriei tale ființe. Tehnicile și exercițiile propuse în această carte sunt extrase din practica profesională îndelungată a autoarei și te ajută să descoperi și să integrezi părți ale sinelui tău într-o poveste coerentă ce poate fi înțeleasă în mod rațional. Este o incursiune revelatoare prin care înveți să înțelegi trecutul pentru a putea trăi confortabil în prezent și, bineînțeles, pentru a-ți construi viitorul. Următoarea carte nu era pe lista mea de cumpărături, dar căutându-le pe site pe celelalte, mi-a apărut cumva prin recomandări și prețul era foarte bun. Mi-am adus aminte că Paul Olteanu a menționat în foarte multe podcasturi numele autoarei, așa că am cumpărat-o. Cum să fii fericit se numește cartea și este scrisă de Sonia Lyubomirsky. Cred că am zis. Ce spune Daniel Gilbert despre această carte? Toată lumea are o părere referitoare la fericire și, din nefericire, multe dintre aceste persoane scriu cărți. În sfârșit, avem o carte de autoeducare scrisă de un reputat om de știință, ale cărui sfaturi se bazează pe cele mai bune informații de natură practică. Șarlatanii, așa zis și înțelepți și acei guru New Age, ar trebui să fie îngrijorați, iar noi ceilalți ar trebui să fim recunoscători. Lucrarea de față este inteligentă, amuzantă și interesantă și, spre deosebire de celelalte cărți asemănătoare, se întâmplă să fie și adevărată. A cincea carte pe care am cumpărat-o
este arta relaxării. Despre cartea asta am auzit de la Raluca Anton. Ea a menționat-o undeva într-un podcast sau o emisiune, nu mai știu sigur. Arta relaxării, o carte superbă, care ne reamintește un adevăr mult prea adesea uitat. Odihna nu e un răsfăț, ci o parte esențială dintr-o viață bună și frumos trăită. Despre următoarea carte pot să spun că îmi pare foarte rău că nu am descoperit-o mai devreme. Am văzut-o acum 2 săptămâni la cineva, am văzut-o puțin și mi s-a părut atât de utilă. Se numește Inteligența Hormonală. Carte dedicată vouă, celor cărora vi s-a spus că sunteți prea sensibile, prea deschise, prea emoționale, că reacționați hormonal. Asumați-vă senzațiile, ele sunt sisteme de ghidare interioară. Vă oferă o super putere. Cartea este foarte stufoasă, are aproape 500 de pagini și în ea găsim informații despre menstruație, despre sindromul ovarului polichistic, despre endometrioză, fertilitate, fibromuterin, sănătate sexuală, premenopauză. Astea au fost cărțile pe care le-am cumpărat de Black Friday. Sunt curioasă dacă ai citit una dintre ele sau dacă intenționezi să cumperi una din cele 6 cărți prezentate. Pe data viitoare! Pa, pa!